24 ianuarie, mare sărbătoare la Câmpia Turzii. La 24 ianuarie 1859, în pofida opoziției Imperiului Otoman, cele două principate române, Moldova și Țara Românească, au înfăptuit mica unire prin alegerea aceleiași domnitor, Alexandru Ioan Cuza. Acesta a fost primul pas spre unirea de la 1 decembrie 1918. Primăria și Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii invită întreaga comunitate să ia parte la evenimentele prilejuite de împlinirea 161 ani de la unirea principatelor române. Așadar, mâine, 24 ianuarie, cu începere de la ora 18, în sala de spectacole Mircea Mihoșan a Palatului Cultural Ionel Flașiu din Câmpia Turzii, va fi un spectacol extraordinar dedicat acestei frumoase zile. Iar de la ora 19, în Piața Tricolorului, va avea loc Hora Unirii, la care vor participa și ansamblurile Mulgurelu și Ardeleana pe acordurile fanfarei Promenada. Shooting star.